După ce au trăit cu frică, neputință și vinovăție, tot mai mulți studenți, victime ale agresorilor sexuali de la catedră, își fac curaj să vorbească. Multe alte victime lipsite de ajutor tac însă în continuare, de teamă că nu vor fi ascultate, crezute și ajutate de autorități. Un studiu arată că doar o treime dintre victime au încredere în oamenii legii în astfel de cazuri. Teama a fost lansată și tema de către colegii noștri de la Știrile Dimineții. Cum pot fi ajutate victimele, vedeți în materialul următor realizat de colega noastră, Raluca Mândoiu. Problema hărțuirii sexuale în unități de învățământ, un subiect incomod pentru oficiali și tabu pentru societate, este de cele mai multe ori tratată doar în presă. De-a lungul anilor, zeci de eleve și mai ales studenți au rupt tăcerea și și-au acuzat profesorii că le-au hărțuit sau chiar le-au abuzat sexual. Cel mai recent caz este al unor studente de la Facultatea de Jurnalism din Capitală, care susțin că au fost hărțuite de un profesor, că au primit zeci de telefoane și mesaje total nepotrivite. Pe de altă parte, avem și un caz recent de la Universitatea Transilvania din Brașov, unde de asemenea două studente reclamă că ar fi fost agresate de un cadru didactic. Mai mult decât atât, predator sexual s-ar afla și la Facultatea de Teatru din Cluj. Un studiu realizat de Centrul Filia arată că una din trei studente a fost hărțuită pe durata studiilor. Se frică că dacă vei vorbi nu vei fi crezută sau că profesorul este un om cunoscut și apreciat și că colegii vor lua apărarea și că nu se va întâmpla nimic din punct de vedere legal. Centrul Filia propune și un model prin care cazurile de agresiune sexuală din universități pot fi semnalate. Concret, raportarea presupune întocmirea unei sesizări adresată unui organism desemnat de către Senatul Universității pentru a da rezoluții disciplinare. Odată cu tăcerea apare sentimentul de vinovăție, care generează alte probleme. Se întâmplă ca aceste tinere să aibă multe tulburări pe termen mediu și lung. Așa i s-a întâmplat și Luizei, studentă în anul întâi la o facultate din București. A avut însă curajul să discute cu tatăl ei, iar coșmarul s-a încheiat imediat. Chiar a doua zi m-am dus la facultate și am avut o discuție cu acel profesor. L-am avertizat că dacă nu încetează, voi merge direct la poliție și fac plângere. Dacă mai îndrăznește să aibă asemenea discuții cu fiica mea. Specialiștii recomandă o discuție deschisă cu familia, cu un prieten sau cu un coleg în care victima are încredere. Sprijinul apropiaților poate fi esențial în procesul de recuperare și de luarea deciziilor corecte. Următorul pas pe care victimele îl pot face este să apeleze la un centru specializat. Aceste organizații oferă sprijin emoțional și consiliere. Nu în ultimul rând, o persoană care e hărțuită sexual poate depune o plângere la poliție. La începutul acestui an a fost adoptată legea care prevede pedepse mai aspre pentru profesorii acuzați de agresiuni sexuale. Aceasta face posibil ca hărțuirea sexuală în școli de către profesori asupra elevilor sau studenților să fie pedepsită ca infracțiune. Antena 3 CNN a solicitat Ministerul Educației date despre numărul cazurilor de hărțuire și agresiune sexuală comise de cadre didactice. Deocamdată nu am primit un răspuns.